Mulțumesc, stimați domn prim-ministru, stimați membrii a guvernului. La ședința de azi se absentează motivat domnul Ulianovski, domnul Armașu, doamna Babuc și domnul Sturza. Și el sunt prezent, ședința este deliberativă. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc înainte de a trece nemijlocit la ordine de zi. Vreau să vă spun, stimați colegi, că săptămâna trecută am făcut o vizită până la punctul de trecere a frontierei și punctul vamal de la Leușeni. Apropo, este a doua vizită după prima pe care am efectuat-o în martie acestui an. Îmi aduc aminte, atunci, în luna martie, după ce am revenit, am făcut niște concluzii împreună cu colegii de la Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal. Am făcut chiar și un plan de acțiuni care urma să fie pus în aplicare. Este adevărat că câte ceva s-a făcut, dar nu totul. Pentru că și de data aceasta am discutat și cu pasageri și șoferi din autobuze. Cu regret am constatat că nu merg toate lucrurile așa cum am convenit atunci în martie. Eu pot să merg mai des la vamă, dar cu părere de rău, funcțiile mele constau în altele decât să am grijă de ce se întâmplă la punctele vamale și punctele de trecere a frontierei. Și dacă data trecută am constatat multe abateri, unele din ele au fost înlăturate, dar cu părere de rău, data trecută nu am intrat în cantina sau barul celor care este la vamă și nu s-a făcut nimic. Am intrat acum și spuneam și colegilor, am avut impresia că m-am întors în Uniunea Sovietică. Cine vrea să-și aducă aminte, nu aveți decât să mergeți în acea cafenea sau ce mai este acolo și o să vedeți căldură, ventilator, muște și tot așa mai departe, exact cum era pe timpurile de tristă pomină. După aceasta am cerut corpului de control să inițieze și verificări, pentru că obiectivul sau punctul principal despre care am vorbit data trecută, le-am spus să facă totul absolut ca să fie în confortul cetățenilor, în confortul oamenilor care trec peste punctul de frontieră. După verificări s-a constatat că pur și simplu și șeful vamei și șeful poliției de frontieră s-au uitat la mine în ochi și m-au mințit. Pentru că le-am solicitat data trecută să verifice controlul autocarelor, mașinilor, fără a scoate oamenii din autobuz jos. Fără a le scoate bagajele dacă nu reprezintă, eu știu, sau nu cad sub criteriile de risc aceste mașini sau autobuze. Mi-au spus că exact așa și fac. Am rugat corpul de control și au verificat ce se întâmplă, pentru că suntem în epoca tehnologiilor informaționale, s-au ridicat înregistrările video și am văzut. Deci doar în ziua aceea, de dimineață, 6 autocare cu turiști, toți dați jos, toate bagajele jos, trecute prin scanner. Atât mai mult am văzut o imagine care nu pot să numesc altceva decât bătaie de joc. Ora 2 noaptea, scos toți afară din autobuz, turiștii, părinți cu copii mici care îi țineau în braț, afară ploua și atât tot așa 2 ore până când au făcut toate procedurile. Eu doar vreau să transmit un mesaj și șefului serviciului Vamal și șefului serviciului de poliție de frontieră, că eu comunic cu oamenii, eu vă sugerez să comunicați și voi cu oamenii și o să vă spună toți ce se întâmplă în vamă, că eu nu în zadar am mers acum, dar dacă nu știți, vă spun eu, că autocarele care au remorcă și merg în Italia, merg în Grecia, trec și nu le verifică nimeni pentru că taxa este de la 30 până la 100 de euro. Șoferii știu, au mers, au plătit și nu sunt nici scanate, nici verificate bagajele care se duc fără persoane care să le însoțească. Dar autocarele cu turiști, ca să-și arate că lucrează foarte mult, dacă plătesc 15 euro, le dă voie să treacă. Fără 15 euro își bat joc. Și arată că lucrează pentru că din ei mai mult de 15 euro din acești șoferi nu scoți.
Asta este realitatea și asta este ceea ce îmi spun mie oamenii care trec peste această frontieră. Turiștii, agențiile de turism, nemijlociți șoferii de autocare. Iată, eu am așa informații, dar dumneavoastră nu le aveți. Nu știu de ce. De asta mie îmi pare rău de ceea ce se întâmplă și nu cred că oamenii merită așa tratament. Eu, mesajul meu este unul foarte simplu. Eu nu o să mai umblu pe la WC-ul de la vamă să văd dacă se încasează plată sau nu. Dacă vă aduceți aminte, data trecută asta am constatat un WC-ul tot sovietic, care era și încă se încasa câte 2 lei pentru cei care intrau în acest WC-ul. Este adevărat că s-a făcut reparație, dar în continuare se încasează câte 2 lei. Față de mine, repede au lipit acolo câteva hârtii, că este fără plată, dar eu doar am întrebat oamenii care au mers în WC-ul din autobuzul care stătea alături, care au plătit câte 2 lei. De asta eu vă spuneam, mesajul este foarte simplu, demisia și șefului Poliției de Frontieră de la punctul, de la acest post Vamal Leușeni, dar și demisia șefului serviciului Vamal de la postul Leușeni. Și o să vă rog, domnul Jizdan, să transmitiți acest lucru domnului Lecar și domnul Vrabe, dacă este aici, cine este de la serviciul Vamal. Da. Același lucru. Eu aștept în ziua de mâine demisiile acestor persoane și vreau să vă spun că eu o să mai merg pe la punctele de trecere a frontierei. Să vedeți acces la informațiile pe care o să vă dau acces la informațiile pe care le primesc și eu și o să vedeți comentariile oamenilor, o să vă spună în detalii ce se întâmplă la toate punctele de frontieră. Eu vreau ca voi să luați măsuri, dar nu în continuare eu să merg. O să merg și la alte puncte de trecere, doar că demisiile deja o să fie la un nivel mai înalt decât doar șeful de acestui post unde voi merge. Și acest argument că la vama românească se stă mai mult nu merge. Pe mine nu mă interesează alte vame, mă interesează ce se întâmplă la noi în țară. Pentru că consider că asemenea persoane nu au ce căuta în serviciul public. În serviciul public trebuie să lucreze oamenii care tratează cu respect și în primul rând trebuie tratați cu respect toți oamenii care trec peste frontieră. Cât ține de posturile vamale din România, este adevărat, avem o problemă. Am văzut și studiul efectuat de USAID, unde camioanele, agenții economici, stau de la o zi până la 3 zile, un studiu care se numește Evaluarea Coridoarelor Comerciale ale Moldovei. Și voi semna o scrisoare către premierul Viorica Dăncilă să ia măsuri, pentru că nu doar cu transportul de mărfuri este problema, dar și cu transportul de pasageri. Apropo, aceiași șoferi de autocare îmi spun că dacă nu le cer 15 euro la vama românească, dar de multe ori sunt în situație să le cumpere cafea vamișilor. Așa că probleme sunt peste tot. Dar haideți să ne uităm la noi în ogradă și să rezolvăm aceste probleme. Eu aștept mâine informațiile sau răspunsuri la solicitările cu care am venit. Și ca să alterniez cu ceva pozitiv, că nu putem vorbi doar despre lucruri negative, de astăzi fermierii care au terenuri agricole după traseul Tiraspol-Kamenka au dreptul să-și prelucreze aceste pământuri. Accesul este pentru 20 de ani, nu așa cum a fost înainte pe acest mecanism de doar un an de zile. Anterior, știți cu toții că aici la guvern am alocat 16 milioane de lei compensație pentru 2 ani fermierilor, astfel încât să compensăm pierderile pe care le-au suportat. În ultimii 4 ani această problemă a costat bugetul de stat peste ceva mai mult decât 45 de milioane de lei și atât că rezolvarea acestei probleme duce, în primul rând, la posibilitatea
oamenilor, fermierilor, să-și lucreze propriile terenuri agricole pe de o parte. Pentru guvern este bine că am obținut niște lucruri concrete pentru cetățenii noștri, dar și pentru că vom avea economii la buget din punctul ăsta de vedere, că nu va mai trebui să plătim compensații. Pe această cale vreau să aduc mulțumiri în persoana doamnei viceprim-ministru Lesnic și vă rog să transmiteți mulțumiri tuturor celor care au lucrat. Eu cunosc cum au fost purtate negocierile și că nu a fost simplu deloc. Felicitări și vă mulțumesc. Și un ultim subiect la care vreau să mă refer astăzi este admiterea la universități. Am văzut rezultatele primei etape de admitere. Există o creștere a cererii pentru cei care doresc să-și facă studiile în domeniul tehnologiei, informației și comunicațiilor. La Universitatea Tehnică din Moldova sunt 3 candidați pentru un loc la buget, 667 de cereri la 245 de locuri. Acest lucru nu poate să nu mă bucure, nu doar din considerentul că și eu am învățat la această universitate, dar și pentru că am fost responsabil de acest domeniu al tehnologiei informației și îmi pare bine că tinerii aleg să-și facă studii la inginerie în acest domeniu, care de fapt este un domeniu al viitorului și nu înseamnă altceva că acești tineri prin meserie pe care o îmbrățășați sunt tineri creativi și inventivi. Exact de acest lucru are, de asemenea oameni are nevoie Republica Moldova. Iată de ce, domnul secretar general, domnul Șarov, rugămintea mea este să faceți toate modificările necesare, astfel încât să putem redistribui locurile la buget care au rămas libere de la alte specialități către domeniul tehnologiei, informației și comunicațiilor, astfel încât să avem mai mulți tineri care să aibă posibilitatea să învețe IT-ul de la buget. În același timp, noi trebuie să ne pregătim tinerii noștri și pentru piața de muncă, ori, cum vă spuneam, piața de muncă va fi în creștere, anume pe domeniul tehnologiei informației. Apropo, îmi pare bine că odată cu lansarea primului parc IT virtual, deja avem aproximativ 250 de rezidenți, din totalul întreprinderilor IT în Republica Moldova de 400. A fost lansată, apropo, la 1 ianuarie, este o mișcare foarte pozitivă. Acum, stimați colegi, dacă aveți întrebări și propuneri la ordine de zi, vă rog. Dacă nu sunt, atunci începem cu primul subiect. Domnul Chicu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea hotărârii Guvernului numărul 387 din 28 mai 2014 pentru aprobarea regulamentului cu privire la achiziționarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat, municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public. Proiectul propus are drept scop concretizarea prevederilor actuale ale hotărârii Guvernului 387, precum și actualizarea acestora. Proiectul are și ca obiectiv actualizarea termenilor de domeniu bancar, dat fiind intrarea în vigoare a legii privind activitatea băncilor numărul 202 din 6 octombrie 2017. Rog susținerea acestui proiect. Întrebări dacă sunt, stimați colegi, dacă nu, vă rog să continuați. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propunem spre examinare și aprobare proiectul dispoziției Guvernului cu privire la procesul de raționalizare a cheltuielilor publice, elaborat de Ministerul Finanțelor în scopul implementării în Republica Moldova procesul de raționalizare a cheltuielilor și realizării angajamentelor asumate față de partenerii externi de dezvoltare și este vorba în primul rând de către Fondul Monetar Internațional. Raționalizarea cheltuielilor reprezintă un set de acțiuni organizaționale și analitice menite să sprijine instituirea unui sistem eficient al cheltuielilor publice și să identifice potențialele sectoare unde se produc cheltuieli ce poartă un caracter neprioritar, ineficient sau neefectiv. Se propune instituirea Comitetului Interministerial de Raționalizare a Cheltuielilor Publice, componența și regulamentul căruia sunt propuse spre examinare în anexă la acest proiect.
Într-o demarare anul 2018 a procesului de raționalizare a cheltuielilor publice s-a convenit semnarea unui memorandum între Ministerul Finanțelor și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării ce vizează desfășurarea acestui pilot. Vreau cu această ocazie să mulțumesc colegilor de la Ministerul Educației pentru implicarea activă în procesul de dezvoltare acestui exercițiu. Vreau să remarc un lucru important. Raționalizarea cheltuielilor deloc nu înseamnă diminuarea sau optimizarea lor. Acest exercițiu se petrece în toate țările lumii care tind spre eficientizarea cheltuielilor publice. Franța, Irlanda, Australia, Olanda, multe țări cu periodicitate de 2-3 ani. Deci noi încercăm să ne aliniem și noi la cele mai bune practici de raționalizare a cheltuielilor publice. În acest context, solicit susținerea acestui proiect. Susținem, domnul, vă doritor să intervină și vă rog să prezentați următorul proiect. Ce scuze? Proiectul 4, cu privire la aprobarea vizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea legii bugetului de stat pentru anul 2018, numărul 289 din 15 decembrie 2017, este o inițiativă a deputaților care vizează diminuarea coeficientului aplicat la calculul plății pentru arendă la utilizarea patrimoniului public, deoarece această inițiativă va conduce la diminuarea veniturilor și din utilizarea patrimoniului public. Propunem avizarea negativă acestei inițiative. Alte păreri, dacă sunt, dacă nu, vă rog să prezentați și următorul proiect. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, propunem spre examinare și aprobare regulamentul tip privind organizarea și desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc, ce constituie monopol de stat. Acest regulament a fost elaborat în conlucrare cu toate instituțiile statului care au competențe în acest domeniu și are ca obiectiv reglementarea acestei industrii. Rog susținerea proiectului. Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumesc pentru prezentare. Domnul ministru Jizdan, vă rog. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului. Prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative. Prin acest proiect se instituie o procedură simplificată și binevolă de documentare accidentelor de autovehicule soldate doar cu pagube materiale nesemnificative. În fond vorbim despre constatarea amiabilă accidentelor rutiere. Constatarea va fi aplicabilă doar cu acordul benevol al părților, cu respectarea anumitor condiții, în special dacă o să avem un accident unde vor fi implicate doar două autovehicule și nu mai mult. Accidentul s-a soldat cu daune materiale nesemnificative. Accidentul nu s-a soldat cu vătămări corporale grave. Posesorii sau utilizatorii autovehiculelor implicate dețin documente de asigurare. Există consensul ambilor conducători auto privind circumstanțele producerii accidentului, daunele cauzate și persoana care recunoaște vinovăția. Cei implicați în accident au posibilitatea tehnică de a fotografia locul accidentului și de a înregistra depozițiile marturilor. Procedura constă în completarea și semnarea formularului de constatare amiabilă care se remite asiguratorului de către păgubit. Implementarea acestui proiect nu necesită alocare de mijloace financiare. În contextul celor expuse, rog susținerea Guvernului pentru aprobarea proiectului. Întrebări, stimați colegi? Luând în considerație experiența pe care am trăit-o la vamă și poliția de frontieră, decât să interacționeze cu un funcționar sau cu un polițist, mai bine să se împace amiabil între ei. În primul rând, va fi mai repede acest lucru, nu va fi în situație să aștepte până când va veni poliția, dar dacă la modul serios, într-adevăr, sunt accidente nu atât de grave, unde este implicată doar compania de asigurări și este binevenit acest proiect. Mulțumesc, domnul ministru, și vă rog să prezentați următorul. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului. Prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la acordul de colaborare dintre statele membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul luptei împotriva furturilor de valori culturale și asigurarea restituirilor, întocmit la 5 octombrie 2007. Părțile, în conformitate cu prezentul acord, realizează cooperarea prin organele sale competente în prevenirea, suprimarea, identificarea și descoperirea infracțiunilor conexe furtului de valori culturale.
Organele competente ale părților acoperă independent cheltuielile care apar în cursul implementării prezentului acord, cu excepția celor indicate în articolul 16. În fiecare caz concret, autoritățile competente ale părților pot conveni la o altă procedură. Pentru Republica Moldova, prezentul acord va intra în vigoare din data primirii de către depozitar a notificării corespunzătoare prin respectarea alineatului 1 al articolului 21 al prezentului acord. Republica Moldova va adera la prezentul acord cu următoarea rezervă. Republica Moldova se abține de la executarea obligațiilor menționate la litera A și B al articolului 3, precum și cele referitoare la adoptarea măsurilor coordonate pentru lupta împotriva furtului valorilor culturale și asigurarea căutării și restituirilor. În contextul celor expuse, rog susținerea Guvernului pentru aprobarea proiectului. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, domnul Jezdan. În continuare, domnul ministru Gaburici, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aplicarea și publicarea listei transportatorilor aerieni supuși unei interdicții de exploatare în Republica Moldova. În scopul asigurării unui nivel înalt de protecție pentru pasageri, împotriva riscurilor pentru siguranța în domeniul transportului aerian, la nivelul Uniunii Europene există o listă comunitară a transportatorilor aerieni care nu îndeplinesc cerințele de siguranță relevante. Această listă are la bază criterii comune elaborate la nivel comunitar, fiind publică și respectiv accesibilă pasagerilor. Pentru garantarea unui nivel ridicat de siguranță a pasagerilor din Republica Moldova, ce călătoresc pe calea aeriană, proiectul respectiv vine să instituie mecanismul de aplicare și pe teritoriul Republicii Moldova a listei operatorilor aerieni supuși interdicției de operare în Uniunea Europeană. În acest fel, fiind exclusă posibilitatea operării zborurilor în Republica Moldova de către companiile aeriene ce nu pot garanta un nivel acceptabil al siguranței zborurilor. Având în vedere faptul că Uniunea Europeană modifică destul de frecvent lista de interdicție nominalizată, în mediul de 2-3 ori pe an, și în scopul asigurării posibilității intervenirii prompte în cazul necesității de modificare a acesteia în Republica Moldova, proiectul prevede preluarea listei de interdicție actuale în Uniunea Europeană și aprobarea acesteia prin act normativ ordin al Ministerului Economiei și Infrastructurii cu publicarea ulterioară în monitorul oficial al Republicii Moldova. În contextul celor expuse, rog aprobarea prezentului proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, și vă mulțumesc și treceți la următorul subiect. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferente domeniilor de competență ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică. Acesta a fost elaborat în scopul realizării prevederilor hotărârii Guvernului numărul 379 din 25 aprilie 2018. Cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor. Proiectul are drept scop stabilirea cadrului organizatoric și metodologic de planificare a activităților de control de stat asupra activității și sau lucrărilor desfășurate în domeniile de competență al agenției în funcție de riscul pe care acesta prezintă pentru viață și sănătatea persoanelor, precum și de impactul asupra mediului înconjurător. Proiectul hotărârii Guvernului a fost avizat de către instituțiile de resort, a fost definitivat în baza obiecțiilor și recomandărilor parvenite. Realizarea acestuia nu necesită cheltuieli financiare suplimentare. În acest context, rog aprobarea proiectului în cauză. Vă mulțumesc. Aprobăm și vă mulțumesc și mai aveți un subiect, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, care a fost elaborat în vederea implementării prevederilor legii numărul 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. Prezenta metodologie este elaborată în scopul eficientizării controlului și supravegherii de stat a activității de întreprinzător,
potrivit domeniilor de competență ale Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, și anume, domeniul supravegherii pieței privind produsele nealimentare și conformitatea serviciilor, domeniul protecției consumatorilor, domeniul metodologiei și domeniul supravegherii și controlului de stat a activităților în domeniul jocurilor de noroc. Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare din bugetul de stat. Ținând cont de cele expuse, rog aprobarea proiectului în cauză. Vă mulțumesc. Trebuie dacă sunt la domnul ministru, dacă nu, vă mulțumesc, domnul Gamburici, și în continuare, vă rog, domnul Burdușa. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul de hotărâri de guvern cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului în temeiul prevederilor legii numărul 148 din 14 iulie 2017 pentru modificare și completarea unor acte legislative. Prin acest proiect de hotărâri de guvern se urmărește asigurarea unui management eficient al cadrelor militare prin instituirea unor mecanisme administrative viabile de gestionare a resurselor umane, precum și asigurarea desfășurării calitative a procesului de instruire în cadrul instituțiilor de învățământ în domeniul militariei, ceea ce se încadrează perfect în ansamblu de măsuri pentru realizarea acțiunilor incluse în planul de acțiune al Guvernului pentru anii 2016-2018. De asemenea, țin să remarc că acest proiect de hotărâre vine și în suportul programului Armata Profesionistă 2018-2021, în special sub aspectul îmbunătățirii protecției sociale a militarilor. Suplimentar menționez că proiectul respectiv a trecut procedura de avizare și consultare cu autoritățile publice de resort și respectiv de obiecțiile și propunerea acestora s-a ținut cont în procesul de definitivare a acestuia. Reședin cele expuse, rog susținerea Guvernului acestui proiect de hotărâre de Guvern. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă nu sunt întrebări, și eu vă mulțumesc, domnul Burduja, și în continuare, doamna ministru Iftodie, vă rog. Vă mulțumesc, stimatele domnule prim-ministru, stimați membri ai Cabinetului de Ministri, propun atenție aprobarea hotărârii de guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Țin să menționez că această hotărâre a fost elaborată de către Ministerul Justiției în scopul executării obligațiilor de ordin financiar asumate prin semnarea de către Ministerul Justiției în numele Guvernului a unui contract de asistență juridică pentru apărarea intereselor Guvernului Republicii Moldova într-un litigiu care are o vechime de mai bine de două decenii. A fost avizat cu toate instituțiile de resort, inclusiv cu Ministerul de Finanțe, reieșind din faptul că ne aflăm într-un situație de fapt împlinit, precum și onorarea obligațiilor asumate urmează a fi achitate, include cheltuielile pentru trei instanțe, două la Paris și datorii care au fost anterior prestate. Rog susținerea dumneavoastră în aprobarea acestui proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Și vă mulțumesc, nu văd întrebări, și în continuare domnul ministru Volkonovici. Vă mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă spre aprobare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificările și completările și se operează unele hotărâri ale Guvernului. Proiectul propus, atenție dumneavoastră, vizează modificări și completări în hotărârea Guvernului 409 din 4 iunie 2014 cu privire la Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2014-2020 și hotărârea Guvernului 742 din 21 octombrie 2015 pentru aprobarea planului de acțiuni privind implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2014-2020, care au fost revizuite și actualizate la mijloc de termen. Revizuirea strategiei survine în contextul necesității îmbunătățirii și ajustării politicilor în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, conform standardelor Uniunii Europene, pentru a garanta o dezvoltare eficientă a sectorului, păstrând însă continuitatea politicilor incluse în domeniul de bază elaborat și aprobat în anul 2014. Modificările și completările propuse țin de o serie de corectări și ajustări care vin să optimizeze și să eficientizeze politicile în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, având în vedere evoluția în sector pe parcursul ultimilor 3 ani de implementare. Activitățile prevăzute în strategie vor fi
realizate în limitele resurselor financiare alocate din bugetul de stat pentru anul 2018 și a resurselor financiare planificate în cadrul, bugetar pe termen mediu. De menționat că revizuirea la mijloc de termen vine și în contextul unor angajamente pe care și le-a asumat Republica Moldova față de Uniunea Europeană în cadrul acordului de asociere și se conține în Planul Național de Acțiuni pentru implementarea acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, cât și acordului de finanțare al contractului de reformă sectorială, privind programul INPART. Continuarea suportului sectorial în cadrul programului INPART ține de realizarea condiționări condiționalităților generale atașate finanțării, în care revizuirea pe termen mediu a strategiei este una din condițiile de bază pentru plata ultimei tranșe de suport. Propunerile AGP parvenite recent vor fi analizate și luate în considerație la definitivarea proiectului. În contextul celor menționate, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc! Dacă sunt întrebări, stimați colegi, dacă nu sunt, vă mulțumesc și eu și continuați, vă rog, următorul subiect. Vă mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă spre aprobare proiect hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea hotărârii Guvernului numărul 56 din 6 februarie 2017 cu privire la Consiliul Național de Planificare a Teritoriului, care a fost elaborat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului ca urmare a reorganizării prin fuziunea autorităților publice centrale de specialitate cu preluarea atribuțiilor de ministerele nou formate de la altele în contextul reformei administrației publice centrale. Prin prezentul proiect se propune modificarea și completarea componenței Consiliului Național de Planificare a Teritoriului cu desemnarea ulterioară a secretarilor de stat conform domeniilor de competență a ministerilor în care activează. Proiectul hotărârii Guvernului trecut ancheta publică a fost publicat pe pagina web a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și a fost avizat și expertizat favorabil de către toate autoritățile interesate. În contextul celor menționate, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc! Întrebări dacă sunt? Dacă nu, vă mulțumesc și mai aveți un subiect, vă rog. Da, vă mulțumesc! Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă spre aprobare proiect hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană cu privire la alimentare cu apă și sanitate în raionul Cagul. Acordul prevede finanțarea 11 milioane euro de către Uniunea Europeană din cadrul instrumentul european de vecinătate aprobat în cadrul programului anual de acțiuni 2017 al Uniunii Europene în scopul îmbunătățirii condițiilor de trai a populației prin minimizarea riscurilor pentru sănătate, îmbunătățirii protecției mediului înconjurător și utilizarea mai eficientă a resurselor naturale prin dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în raionul Cagul. Acest proiect se bazează și este completar următoarelor proiecte finanțate de către Guvernul German prin intermediul Ministerului pentru Cooperare Economică de Dezvoltare a Germaniei. Este vorba de aprovizionare cu apă și canalizare în raionul Cagul, 12 milioane de euro grant, inițiativa pentru sanitație Cagul, 10 milioane euro tot grant și asistența tehnică pentru proiect 1,35 milioane euro grant. Proiectele menționate vor fi implementate de către Banca de Dezvoltare Germană și vizează reabilitarea infrastructurii de bază de apă și de canalizare din orașul Cagul, acueductele magistrale, stații de tratare a apei și de epurare a apelor uzate. În contextul celor menționate, rog susținerea proiectului. Stimați colegi, alimentația cu apă și infrastructura de canalizare este o prioritate. Ați văzut la întrevederile pe care le avem atunci când mergem în teritoriu, este o problemă în mai multe localități, de aceea
Apreciem, desigur, că acest sprijin oferit de către Uniunea Europeană și împreună să rămânem angajați în realizarea acestui obiectiv de aprovizionare cu apă potabilă și infrastructură de canalizare. Dacă nu sunt întrebări, mulțumesc domnul ministru și doamna ministru Cipotari, următorul proiect. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, se propune spre aprobare proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea migrației de muncă, întocmit la 18 iunie 2018. Obiectul prezentului acord constă în recrutarea și angajarea legală a cetățenilor ambelor state pe teritoriile lor respective. Scopul pe termen lung al prezentului acord constă în diminuarea fenomenului migrației ilegale în scop de muncă pe teritoriul ambelor state prin sporirea oportunităților de angajare regulată și legală, desfășurată prin intermediul instituțiilor competente în acest sens ale ambelor state. Prezentul acord a fost semnat la 18 iunie 2018 în orașul Sofia, Bulgaria, pentru o perioadă inițială de 5 ani. Acțiunea acestuia ulterior poate fi prelungită automat pentru perioade de 3 ani. Conform prevederilor acordului, acesta va intra în vigoare din data recepționării ultimei notificări scrise prin canale diplomatice privind îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului. În contextul celor expuse, solicităm susținerea și aprobarea proiectului hotărârii de guvern cu privire la aprobarea acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea migrației de muncă, întocmit la 18 iunie 2018. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă nu sunt întrebări, și eu vă mulțumesc. Și în continuare, domnul Cazan, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la aprobarea nomenclatorului lucrărilor efectuate și serviciilor prestate contra plată de instituțiile bugetare monitorizate de către Cancelaria de Stat și tarifele la acestea, precum și a regulamentelor fiind modul de formare a veniturilor de la prestarea serviciilor cu plată. Proiectul prevede emiterea unui nou nomenclator al serviciilor prestate de către Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului și baza autocancelariei de stat, urmarea fuzionării instituțiilor bugetare monitorizate de către Cancelarea de Stat, implementarea hotărârii nu necesită cheltuieli suplimentare de la buget. Proiectul hotărârii a fost avizat în modul stabilit de către autoritățile competente. Deci, acum, recent, au parvenit unele propuneri de precizare de la Ministerul Finanțelor, care le vom consulta de comun până la definitivarea proiectului. Rog aprobarea proiectului în cauză. Vă mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, aprobăm și vă mulțumesc și domnul Cazan. În continuare, domnul Munteanu, vă rog. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, domnilor și domnilor, vă prezint proiectul hotărârii Guvernului pentru inițierea negocierilor asupra proiectului acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cipru privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate. Acest acord are drept scop stabilirea unui cadru juridic în vederea asigurării protecției informațiilor clasificate care au fost schimbate sau generate în procesul de cooperare dintre părți. Acordul prevede un set de norme ce va reglementa protecția reciprocă a informațiilor clasificate, precum și modalitatea de transmitere, traducere, multiplicare și distrugerea acestora. Aplicarea acordului nu va necesita modificarea actelor normative interne din domeniu. Astfel, având la bază cele expuse, rog să examinați și să aprobați inițierea negocierii acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cipru privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate. Vă mulțumesc! Stimați colegi, întrebări la domnul Munteanu. Dacă nu sunt, și eu vă mulțumesc. Următorul subiect, domnul Căpățânu. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se propune spre examinare și aprobare proiectul hotărârii Guvernului privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordului întocmit prin schimb de note între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind terenul pentru construcția ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Proiectul acordului stabilește dreptul la procurarea terenului, confirmă aplicarea privilegiilor și imunităților prevăzute de Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice, indică condițiile de suspendare a acestora, precum și stipulează modalitatea juridică de transmitere a dreptului de proprietate și de folosire a terenului pentru construcția ambasadei SUA în Republica Moldova. Proiectul acordului menționat este compatibil cu prevederile Constituției Republicii Moldova și Cartei ONU.
pentru asigurarea implementării acordului Parlamentului Republicii Moldova la 19 iulie 2018 a adoptat actele normative naționale corespunzătoare. Acordul se va aplica provizoriu din data semnării și va intra în vigoare la data recepționării de către partea americană a notificării privind îndeplinirea de către partea moldovenească a procedurilor interne necesare intrării lui în vigoare. În conformitate cu legislația națională, acordul va fi supus ratificării. Proiectul a fost avizat cu instituțiile de resort. Avizul consultativ al Comisiei Politică Externă și Integrare Europeană este. În context, solicit susținerea adoptării hotărârii guvernului menționat. Mulțumesc. Și vă mulțumesc. Întrebări dacă sunt. Dacă nu sunt, domnul Gaboriș, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se prezintă în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la utilizarea mijloacelor financiare. Proiectul de hotărâre de guvern stipulează că mijloacele financiare provenite din vânzarea, cumpărarea terenului amplasat în municipiul Chișinău, strada Tighina numărul 12, cu suprafață de 5,18 hectare, vor fi utilizate în scopul dezvoltării bazei tehnico-materiale a culturii fizice și sportului. Proiectul a fost avizat în ordinea stabilită, urmare a celor expuse solicit aprobarea acestuia. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc că acest proiect este în plină legătură cu primul proiect care a fost prezentat de către domnul Căpățân, astfel încât să punem capăt discuțiilor care sunt în societate cu referire la acest teren, să fie foarte clar că acești bani vor fi orientați pentru dezvoltarea infrastructurii sportive în Republica Moldova. Mulțumesc, domnul Gaboriș, vă rog să treceți la următorul subiect. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se prezintă în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la unele măsuri de eficientizare a activității Serviciului Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112. Proiectul a fost elaborat în scopul ajustării numărului operatorilor centrelor de preluare a apelurilor de urgență ale Serviciului 112. Optimizarea procedurilor de aprobare a bugetului serviciului 112, precum și alte modificări necesare eficientizării activității serviciului 112. În rezultatul rutării din 1 iulie anul curent a tuturor apelurilor parvenite de la numerele de urgență 901, 902 și 903, s-a atestat o creștere esențială a fluxurilor de apeluri către serviciul 112. La moment, Serviciul 112 înregistrează zilnic în mediu peste 13.000 de apeluri de urgență, în comparație cu 4.000 cât erau la etapa elaborării conceptului sistemului DAT. Soluția identificată în comun cu Ministerul Finanțelor și Centrul pentru Implementarea Reformelor are un caracter sistemic de optimizare și restructurare a sistemului de preluare a apelurilor de urgență în cadrul serviciilor specializate de urgență. Astfel, majorarea numărului de operatori ai serviciului 112 va fi realizată în contextul diminuării și unificării efectivului de personal din cadrul serviciilor specializate de urgență, care, potrivit fișei posturilor, aveau ca sarcină preluarea apelurilor de urgență, până la reformarea acestora. În consecință, se va dispune inclusiv și redistribuirea alocațiilor bugetare aprobate ale serviciilor specializate în acest sens, fapt ce va permite reducerea și redistribuirea necesarului de mijloace financiare. Proiectul a fost avizat în ordinea stabilită și solicit aprobarea acestuia. Vă mulțumesc. Întrebări la domnul ministru. Dacă nu, vă mulțumesc. Doamna Iftodie, vă rog. Vă mulțumesc, stimatele domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. Propun spre aprobare hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea sistemului informațional judiciar, care a fost elaborat de către Ministerul Justiției în scopul implementării legii cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, precum și a hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea conceptului tehnic al sistemului informațional judiciar, având ca scop eficientizarea activității instanțelor judecătorești și crearea premizelor pentru utilizarea, dezvoltarea și continuă a sistemului informațional judiciar. Proiectul stabilește mecanismul de funcționare a sistemului informațional destinat gestionării automate a dosarelor, precum și modul de organizare a conținutului informațional.
Compatibilitatea și deschiderea sistemului de a fi interoperabil cu alte sisteme informaționale, care reprezintă o prioritate a politicii guvernului, este inserată în textul acestui regulament. Țin să menționez că regulamentul reflectă temeiurile și procedura acordării, suspendării, revocării drepturilor de acces la acest sistem, precum și regimul juridic de utilizare a datelor din sistem, în scopul evitării riscului de accesare neautorizată a datelor sistemului. De asemenea, proiectul conține prevederi privind auditul extern și intern al sistemului, cât și prevederi ce vizează responsabilitatea și răspunderea pe care o poartă subiecții sistemului. Menționez că sistemul este funcțional, adică dosarele se repartizează în instanțele judecătorești automat, are ca scop transparența în activitatea instanțelor judiciare, totodată reduce, scopul nostru este de a exclude corupția și factorul subiectiv în acest proces. Sperăm că el o să fie dezvoltat în continuare și conform hotărârii Guvernului se propune Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești să fie responsabilă de operativitatea acestui sistem. În baza celor relatate, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc! Și vă mulțumesc, susținem, nu vă doritori să intervină. În continuare, domnul Șarov. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii ai Guvernului, propun atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru complexul educațional Gimnaziu Grădiniță Dumitru Cantemir din satul Aluatu, care este unica instituție din raionul Tăraclie cu predare în limba română și statut de școală mică care nu poate fi închisă. În anul 2017, instituția a fost inclusă într-un proiect FISM, cu valoare totală circa 3 milioane de lei. Proiectul prevedea următoarele lucrări: reparația acoperișului, fațadei clădirii, schimbarea ferestrelor, reparația capitală în capelul din grădiniță, însă nu au fost planificate resurse financiare pentru reparația propriu-zisă a blocului de studii, unde vor învăța elevii. Și precizăm că toate tipurile acestei de reparații sunt strict necesare pentru ca elevii din satul Alatu să poată începe procesul educațional din noul an de studii 2018-2019. Scopul proiectului este de a asigura condiții optime pentru organizarea procesului educațional începând cu noul an de studii 2018-2019. Necesitatea proiectului, alocarea din fondul de rezervă a Guvernului a resurselor financiare în valoare de 452.938 lei pentru finanțarea lucrărilor de reparație. Beneficiar, Consiliul Regional Tăraclia, rog susținerea acestui proiect. Susținem, este și una din întrebări care am discutat-o atunci când am mers cu toții în Tăraclia. Și vă rog să treceți la următorul subiect. Stimați domnul prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 504 din 4 iulie 2017 și pentru aprobarea regulamentului cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Esența modificărilor propuse în regulament are drept sub debirocratizarea unor procese din sistem prin simplificarea procedurilor de invitare și documentare a străinilor veniți în Republica Moldova în scop de studii. Astfel, în conformitate cu modificările propuse la hotărârea Guvernului numărul 504, dosarele străinilor care vin din țările semnatare a Convenției cu privire la recunoașterea atestatelor obținute în învățământ ulterior în statele din regiunea Europei, semnată la Lisabona în 1997, la care Republica Moldova este parte din 1999, nu vor mai fi coordonate cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în vederea oferirii scrisorii de accept la studii, așa cum prevede actualul regulament. În acest context, menționăm că actualmente 55 de state ale lumii, preponderent țări europene, au semnat Convenția de la Lisabona. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va asigura prin acte normative și consultații, tot suportul metodologic necesar instituțiilor de învățământ pentru a realiza procedurile de recunoaștere a actelor de studii în vederea admiterii la studii a străinilor. Și evidenția trei momente la modificările propuse în regulament, care vor asigura, primul, debirocratizarea unor procese la care le-am pomenit din sistemul educațional național, doi, extinderea autonomiei universitare a instituțiilor de învățământ de Republica Moldova și trei, va crește atractivitatea sistemului educațional național pentru străini și va avea un impact pozitiv asupra procesului de internaționalizare a învățământului din Republica Moldova. Costuri suplimentare, decât cele care sunt prevăzute în bugetul de stat, legate de implementarea modificărilor propuse în regulament, nu sunt necesare. Rog susținerea acestui proiect. Tot ce ține de debirocratizare, susținem, domnul Șarov. Întrebări dacă sunt, stimați colegi, nu vă mulțumesc mult. Domnul Chicu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor bănești familiilor cu copii participanți în cadrul programului de stat Prima Casă, așa numitul program Prima Casă 3.
Proiectul respectiv este elaborat în scopul susținerii familiilor cu copii și facilitării accesului la achiziționarea unei locuințe prin contractarea de credite garantate parțial de stat în cadrul programului de stat Prima Casă. Este un proiect similar programului Prima Casă 2, de care beneficiază angajații din sectorul bugetar. Pentru informare, astăzi primii beneficiari ai programului Prima Casă 2 au primit banii în cont ca compensații. Printre beneficiari avem medici, profesori, polițiști, angajații ai unităților administrative teritoriale, dar și din muzee. Proiectul regulamentului pentru examinat astăzi stabilește formula de calcul a compensațiilor bănești oferite, reieșind din mai mulți indicatori. Cel de bază este numărul de copii minori în familie și se calculează în felul următor. Pentru un copil se compensează 10% din valoarea creditului, pentru 2 copii 25%, pentru familiile cu 3 copii 50% din valoarea creditului, iar pentru familiile cu 4 copii și mai mult 100% din creditul angajat. Este necesar de menționat că persoanele care au angajat credite Prima Casă pot fi eligibile atât pentru Prima Casă 2, cât și pentru Prima Casă 3, deci în cazul când este angajat în sectorul bugetar și are copii minori, poate beneficia de ambele aceste compensații. Mijloacele financiare necesare pentru finanțarea acestui program sunt prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2018. În aceste condiții solicit susținerea proiectului. Un proiect din ordine de zi care cu mult drag cred că o să fie susținut de către toți și vreau să asigur colegii că totul este direct proporțional cu capacitatea noastră financiară. Dacă o să avem o capacitate mai înaltă financiară, o să venim și cu extinderea Prima Casă 4 și Prima Casă 5. Noi știm cu certitudine cum trebuie cheltuiți eficient banii din buget, dar ține și de reformele pe care le facem astfel încât să asigurăm acest lucru. Pentru că atunci când vorbim că oamenii pleacă peste hotare, că tinerii pleacă peste hotare, trebuie să înțelegem de ce și ce trebuie de făcut. Unul din motive sunt și locuințele. De aceea, prin Prima Casă, credem că venim să rezolvăm această problemă, dar odată rămas acasă, poate fi angajat și în domeniul public și atunci beneficiază de Prima Casă 2 și de ce nu, dacă are mai mulți copii, poate beneficia și de Prima Casă 3. Apropo, nu am auzit dacă a spus domnul Chicu, dar cei care beneficiază de Prima Casă 2 și au mulți copii, suplimentar vine și compensația pentru proiectul din Prima Casă, conform proiectului Prima Casă 3. Un proiect care, din punctul meu de vedere, de ce nu, să sporească și natalitatea în Republica Moldova. Mulțumesc mult, domnul Chicu, și tuturor colegilor care au lucrat asupra detaliilor acestui proiect și vă rog să treceți la următorul subiect. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, propun spre examinare proiectul hotărârii privind redistribuirea unor alocații aprobate prin legea bugetului de stat pentru anul 2018, numărul 289/2017. Solicităm susținerea proiectului. Ca să vin cu unele clarificări pe acest proiect, care foarte scurt a fost prezentat de către domnul Chicu. Dacă vă aduceți aminte, noi am declarat încă de la bun început acestui an că și guvernul va avea mijloace financiare pentru a oferi organizațiilor non-guvernamentale, societății civile, pentru expertiza și monitorizarea politicilor pe care le face guvernul. Acum am identificat această posibilitate să acordăm 10 milioane de lei Cancelariei de Stat care se va ocupa nemijlocit de acest lucru și cred că în ședințele următoare, pentru că acum facem o analiză a bugetului, vom veni și vom aloca încă resurse financiare suplimentare. Mulțumesc și în continuare, domnul Volkonovici.
Vă mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, spre atenția dumneavoastră se prezintă proiectul hotărârii Guvernului cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2018-2019, elaborat în conformitate cu prevederile punctului 34 din regulamentul gospodăriei cinegetice, anexa numărul 1 la legea regnului animal. Proiectul stabilește limitele de recoltare și termenele de vânătoare la mistreț, iepuri de câmp, păsări acvatice, fazani, prepeliți și porumbei, în conformitate cu propunerile Agenției Moldsilva și Societății Vânătorilor și Pescarilor din Moldova, elaborate în baza rezultatelor evidenței de primăvară a speciilor de interes vânătoresc. Propunerile privind limitele de recoltare și termenele de vânătoare au fost coordonate în scris cu Institutul de Zoologie al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, fiind științific argumentate și acceptabile din punct de vedere al condițiilor efectivului și limitelor de recoltare a vânatului. Totodată, la propunerea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au fost incluse prevederi referitor la efectuarea expertizii sanitar-veterinare pentru toate carcasele de mistreț recoltate, ieșind din situația epizootică nefavorabilă la pesta porcină africană în Republica Moldova. Proiectul a fost avizat pozitiv de către toate instituțiile interesate. Implementarea acestui proiect nu necesită cheltuieri suplimentare din bugetul de stat. Suntem de acord cu propunerea că termenul de vânătoare la mistreț fie de la 29 septembrie până la 31 decembrie, nu până la 30 decembrie, cum era propus inițial. În contextul celor menționate, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Întrebări dacă sunt, stimați colegi, dacă nu, mulțumesc, domnul Volkonovici. Doamna Cipotari, vă rog. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră spre aprobare proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea și completarea regulamentului cu privire la modul de stabilire și plata ajutorului material și stabilirea pachetului minim de servicii sociale. Proiectul dat a fost elaborat în scopul eficientizării procesului de acordare ajutorului material anual, stabilirii procedurii de solicitare și acordare ajutorului material anual în cazul decesului beneficiarului, specificarea cheltuielilor legate de achitarea ajutorului material anual și achitarea compensațiilor parțiale. Un element important din proiect ține de stabilirea pachetului minim de servicii sociale pentru anul curent, astfel în anul 2018. În pachetul minim de servicii sociale sunt incluse 3 servicii sociale, cum ar fi serviciul social de suport adresat familiilor și persoanelor defavorizate, serviciul social de sprijin pentru familiile copii și serviciul social asistență personală. Implementarea proiectului dat se va realiza în limita mijloacelor financiare prevăzute Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru anul curent, luând în considerație cele expuse, rog respectuos susținerea proiectului. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu văd întrebări și vă mulțumesc, doamna ministru, pentru prezentare și încă un proiect bun, domnul Cazan, vă rog. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri a Guvernului, se propune atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre a Guvernului referitor la aprobarea și implementarea programului Diaspora Acasă Reușește 1+3, în scopul extinderii programelor din cadrul politicii de stat în domeniul diasporii, migrației și dezvoltării. Astfel, pentru diversificarea proiectelor de dezvoltare locală, a fost elaborat acest program care va fi implementat din contul bugetului de stat, resurselor financiare atrase de la diaspora, veniturile proprii ale unităților administrative teritoriale și contribuția și partenerilor de dezvoltare. Scopul proiectului este de a mobiliza potențialul uman și financiar al diasporii pentru dezvoltarea locală a țării, a crea un mecanism cu efect multiplicator al contribuției diaspor de ordin social, economic, cultural, în dezvoltarea rurală și urbană a țării. Ne propunem să începem implementarea acestui program începând cu 1 ianuarie 2019, cu dezvoltarea acestui mecanism și consultarea cu toate părțile interesate. Totodată au parvenit unele propuneri ce țin de acest mecanism de implementare. Noi le vom examina până la definitivare și rog să susțineți această inițiativă. Vă mulțumesc!
întrebări dacă sunt, stimați colegi, dacă nu și eu, țin să mulțumesc pentru această inițiativă. Trebuie de elaborat foarte bine regulamentul, să știm cine va fi unitatea de implementare și este încă un proiect suplimentar la PARE 1 plus 1 pe care îl avem și vine să ofere posibilitatea celor din diasporă care vor să vină acasă să pornească o afacere, să facă acest lucru. Mulțumesc mult și în continuare, domnul Cazan, tot dumneavoastră. Mulțumesc, stimate domnul prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. Propunem atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile. Deci, conform condițiilor proiectului, imobilul amplasat pe bulevardul Metropolit Gabriel Bănulescu Bodoane, numărul 26 din municipiul Chișinău, urmează a fi transmis din gestiunea Procuratorii Generale în gestiunea Autorității Naționale de Integritate și Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, conform prevederilor hotărârii. Deci scopul principal al transmiterii este executarea legii 308 din 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în scopul asigurării îmbunătățirii activității instituțiilor nominalizate. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Și vă mulțumesc. Nu văd întrebări. În continuare, domnul ministru Jezdan, vă rog. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului. Prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la centrul de dirijare în situații excepționale al Comisiei pentru situații excepționale al Republicii Moldova și structurile de asigurare a activității altor comisii pentru situații excepționale. Proiectul are drept scop crearea cadrului normativ care stabilește modalitatea de organizare și funcționare a centrului de dirijare în situații excepționale. Centrul de dirijare în situații excepționale se înființează, organizează și funcționează în domeniul managementului prevenirii și gestionării situațiilor excepționale naționale și transfrontaliere. Activitatea în cadrul acestuia va permite efectuarea unui management mai eficient și unitar a situațiilor excepționale dintr-un singur punct, iar la nivel tehnic elaborarea de către experți în comun a propunerilor privind desfășurarea lucrărilor de prevenire și lichidarea consecințelor situațiilor excepționale pentru Comisia pentru situații excepționale. Concomitent, centrul de dirijare va fi un punct de contact cu partenerii externi în domeniul gestiunii situațiilor excepționale. Implementarea prevederilor proiectului nu necesită surse financiare suplimentare, directe și imediate, deoarece încăperile pentru funcționarea centrului sunt deja echipate corespunzător, iar efectivul implicat va fi salarizat la locul de muncă de bază. În contextul celor expuse, rog susținerea Guvernului pentru aprobarea proiectului. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc pentru acest proiect, domnul ministru, pentru că noi nu o singură dată discutam despre acest lucru atunci când eram în situație de criză și acest proiect nu vine decât să ne asigure acționarea în mod automat a tuturor instituțiilor, să nu mai stăm, să inventăm, să ghicim atunci cine pe cine sună, dar vine să impună regulă. S-a întâmplat o situație de criză, fiecare știe deja automat ce trebuie să facă. Mulțumesc mult. Domnul Volconovici, vă rog. Vă mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, proiectul a fost elaborat în temeiul articolului 5 și articolului 6 din legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică, numărul 488 din 1999, și are ca scop declararea utilității publice de interes comun al mai multor raioane și sau municipii pentru lucrările de amenajare a poligonului de depozitare a deșeurilor menajere solide pe terenurile cu suprafața de 5,200 hectare din extra filanul Comunii Bilicenii Noi și cu suprafața de 19,54 hectare din extravilanul Comunii Țambulă, raionul Sângerei, pe care este amplasat poligonul pentru depozitarea deșeurilor menajere solide din municipiul Bălți. Obiectivul urmărit prin aprobarea proiectului este soluționarea problemei gestionării deșeurilor în municipiul Bălți, în vederea evitării unor pericole de poluare a componentelor de mediu și a unor situații epidemiologice. Necesitatea declarării utilității publice pentru lucrările de interes comun al mai multor raioane și sau municipii pentru amenajarea poligonului de acumulare și depozitarea
deșeurilor reiese din situația precară creată în domeniul gestionării deșeurilor în municipiul Bălți și raionul Sângerei. Urmare a imposibilității exploatării poligonului pentru depozitarea deșeurilor menajere solide. Situația respectivă s-a creat ca urmare a divergențelor apărute între autoritățile locale din municipiul Bălți și comunele Biliceniei Noi și Țambula, precum și din cauza neînțelegerilor și blocajelor apărute între agentul economic, concesionar și autoritățile locale respective în procesul de colectare, evacuare, transport și depozitare a deșeurilor menajere solide colectate din municipiul Bălți. Pentru soluționarea problemei respective, guvernul a creat prin dispoziția 99 din 2018 o comisie care a examinat situația. Ca urmare a constatărilor comisiei respective, soluția optimă de rezolvare acestei probleme rezide în declararea unității publice pentru lucrările de amenajare a poligonului de depozitare a deșeurilor. Ulterior, urmând procedurile legale prin hotărârea SA numărul 755 din 25 iulie 2018, guvernul a constituit comisia de cercetare prealabilă pentru declararea unității publice a lucrărilor de interes comun al mai multor raioane și sau municipii pentru terenurile. Comisia de cercetare prealabilă a examinat situația, stabilind existența unor disensiuni între autoritățile administrației publice locale și între acestea și agentul economic concesionar, care creează pericolul de poluare a componentelor de mediu și poate afecta viața și sănătatea populației din regiunea respectivă. Situația s-a acutizat și pe fondul unor neînțelegeri de ordin politic care au creat artificial blocaje atât în activitatea serviciului de salubritate al municipiului Bălți, cât și în relațiile contractuale stabilite anterior între agentul economic care are în gestiune poligonul de depozitare a deșeurilor menajere solide aplasat pe terenurile respective. Reînșind din cele expuse și pentru remedierea neîntârziată a situației create, este necesară și iminentă intervenția Guvernului pentru declararea unității publice. Țin să evidențiez că problema privind gestionarea deșeurilor în municipiul Bălți a apărut de la începutul lunii aprilie anului curent și administrația publică locală nu a reușit încă să o soluționeze. Astfel, guvernul este competent, conform prevederilor articolului 6, alineatul 1, numărul 48, din 8 iulie 1999, să declare utilitatea publică pentru lucrările de interes comun în situații de divergențe între autoritățile administrației publice locale, referindu-ne la cazul în speță, aceste condiții sunt întrunite. Implementarea proiectului va necesita mijloace financiare care, conform prevederilor proiectului, vor fi acoperite din sursele bugetului de stat. Mijloacele financiare respective rezidă în dispăgubiri ce urmează a fi acordate expropriatului. Cuantumul acestor dispăgubiri urmează a fi determinat ulterior în procesul de realizare a măsurilor necesare implementării proiectului hotărârii de guvern propus spre examinare. Ministerul Finanțelor urmează să efectueze expertiza financiară a terenurilor date în dependență de valoarea unui hectar ce urmează a fi expropriat. În baza celor expuse, rog guvernul să susțină aprobarea acestui proiect. Vă mulțumesc pentru atenție. Stimați colegi, să vă spun pe scurt despre acest proiect. Problema a apărut încă în decembrie anul trecut, atunci noi când am fost în situație să ne implicăm și să mergem la Bălți, facem ordine să strângem deșeurile. Apoi am avut o discuție anul acesta când am avut o deplasare la Bălți cu autoritățile de acolo. Și pentru a nu arăta cu degetul că este o problemă politică, că o creează nu știu cine, că influențează guvernul, pentru că ei nu se pot înțelege între ei, aceste localități, am mers pe această cale și acum nu rămâne decât să găsească relații contractuale cei de la Bălți cu cei din
comuna Țambula și Biliceniei Noi, astfel încât să nu mai auzim despre problema deșeurilor la Bălți. Atât a putut face guvernul, trebuie să recunoaștem că vom avea și niște cheltuieli financiare, dar sunt orientate pentru a ajuta oamenii care trăiesc în orașul Bălți și pentru a ajuta administrația acestui oraș să rezolve problema deșeurilor. Dacă nu sunt întrebări, mulțumesc! Domnul Gaburici, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, se prezintă în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii cu privire la transmiterea unor bunuri. Proiectul în cauză a fost elaborat urmare demersurilor parvenite în adresa Ministerului Economiei și Infrastructurii de la primarii satului Tomai, raionul Leova, satul Buțeni, raionul Hâncești, satele Telița, Speia, Gura Bâcului, raionul Anenii Noi și satul Carabetovca, raionul Basarabească, și prevede transmiterea unor mijloace fixe, tehnică de calcul și mobilier, din gestionarea Ministerului Economiei și Infrastructurii în proprietatea publică a acestora. Proiectul prevede transmiterea acestor mijloace fixe care nu sunt utilizate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii. Transmiterea se va face în conformitate cu prevederile hotărârii de guvern numărul 901 din decembrie 2015. Bunurile respective vor fi folosite pentru dotarea unui centru de dezvoltare locală, un centru de tineret și 3 biblioteci sătești. Implementarea proiectului nu necesită alocarea mijloacelor financiare suplimentare. În acest context, rog aprobarea proiectului în cauză. Vă mulțumesc. Și vă mulțumesc, nu văd întrebări și mai avem un punct în ordine de zi. Domnul Ciocan, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, onorată asistență, se propune spre examinare proiectul hotărârii guvernului cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri a guvernului, elaborat în baza articolului 6 al legii 121 din 2007 privind administrarea și dietetizarea proprietății publice. În context, evocăm că potrivit articolului 2 alineatul 1 din legea 246 din 23 februarie 2017, cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, funcția de fondator a întreprinderii de stat în numele guvernului este exercitată de către Agenția Proprietății Publice, subordonată guvernului. În prisma acestor prevederi a fost adoptată hotărârea guvernului 902 din 2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietății Publice. Virtutea punctului 4 din hotărârea de guvern suscitată, ministerile și alte autorități administrative centrale din subordinea guvernului, precum și autoritățile administrative din subordinea acestora, în termen de 6 luni, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor transmite întreprinderi de stat în care exercită funcția de fondator Agenției Proprietății Publice, în conformitate cu prevederile regulamentului, cu privire la modul de transmitere a bunurilor din proprietate publică aprobat de către guvern în 2015. Drept consecință, într-o realizare a normelor evocate, a fost elaborat prezentul proiect de act normativ prin intermediul căruia se propune anexa numărul 4 a hotărârii Guvernului 902 din 2007 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietății Publice, se aprobă lista întreprinderilor de stat fondate de Agenția Proprietății Publice, se completează cu pozițiile ce reflectă lista întreprinderilor de stat fondate la momentul de față de către ministeri, alte autorități administrative centrale din subordinea guvernului, precum și autoritățile administrative din subordinea ministerilor. Astfel, drept efect a respectivei modificări se propune transmiterea întreprinderilor de stat de la ministerie, alte autorități administrative centrale din subordinea guvernului, precum și autoritățile administrative din subordinea ministerilor, să fie exercitată funcția de fondator de către Agenția Proprietății Publice. Consecutiv se propun spre abrogare anexele de la actele normative aprobate anterior și care sunt în vigoare la moment, în care aceste funcții de fondator și lista întreprinderilor fiind alocate ministerilor ori altor autorități administrative din subordinea acestor. La fel, se dispune completarea hotărârii 902 suscitate cu nouă anexă la care
se vor reflecta lista societăților pe acțiuni în care Agenția Proprietății Publice va exercita funcția de deținător de acțiuni, cote părți, în temeiul articolului 7 alineatul 3 litera D a legii 121 din 2007 privind administrarea și detitizarea proprietății publice. Remarcăm că listele propuse spre aprobare, listele cu denumirile întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni, reflectă parțial datele din Registrul Patrimoniului Public la situația de 13 iunie 2018 privind întreprinderile de stat aflate în administrarea tuturor ministerilor, autorităților publice centrale din subordinea Guvernului și a Academiei de Știință. Evidențiem că anumite entități dintre cele înserate în Registrul Patrimoniului Public au fost la momentul de față deja reorganizate în instituții publice, iar altele dintre acestea se află într-o procedură avansată de reorganizare, potrivit proiectelor actelor normative elaborate de către autoritățile care la moment dețineau statut de fondator. Realizarea proiectului implică și anumite cheltuieli financiare aferente înregistrării modificărilor în registru de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali ținut de Agenția Servicii Publice conform costului reglementat în anexă la legea 220/2007. Proiectul a fost coordonat cu autoritățile interesate, propunerile și sugestiile cărora s-a ținut cont și au fost luate în considerare la definitivarea proiectului. Domnul prim-ministru, este de remarcat că acest proiect de hotărâri de guvern schimbă statutul de fondator de la ministerie, autorități administrative către Agenția Proprietății Publice la 144 de întreprinderi de stat și 72 de societăți pe acțiuni. Solicităm aprobarea proiectului. Stimați colegi, ca să previn unele întrebări care le puteți spune, am fost în situație să venim cu această hotărâre pentru că se tergiversează prea mult timp. Deja transmiterea întreprinderilor de stat, societăților pe acțiuni cu cota statului de la ministerie către Agenția Proprietății Publice. Eu am văzut că este această rezistență, de aceea acum pur și simplu așa, prin voință, am luat și am elaborat și aprobăm astăzi această hotărâre de guvern, chiar dacă ea nu este perfectă, pentru că este un șir de instituții care urmează să fie reorganizate, urmează să fie comasate, urmează să fie transformate în instituții publice, cum este CREPOR, cum sunt instituțiile de cercetare de la Academie, care ulterior se vor duce la Ministerul Educației. Dar pentru început trecem tot la Agenția Proprietății Publice, astfel încât cât mai repede să ne putem apuca de administrarea acestor întreprinderi, de eu știu, crearea unui management eficient. Și în paralel, instituțiile care trebuie să fie reorganizate sau transformate în instituții publice vor fi făcute. Acest lucru foarte repede. De aceea, ministerele nu trebuie să oprească acest proces care a fost pornit de reorganizare sau reformare, doar că deja inițiativa va veni nemijlocit de la Agenția Proprietății Publice. Așa că vă rog să înțelegeți acest lucru, să acordăm tot suportul, pentru că dacă noi, așa, prin voință, nu luăm așa decizie, vor fi tergiversări și mai mari. Sunt cointeresați mulți din cei care lucrează la întreprinderi, dar și din instituțiile pe care le reprezentați. Ăsta este sensul acestei hotărâri de guvern. Îmi pare bine că susținem cu toții, îmi pare bine că nu văd întrebări și aici am epuizat ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru participare la ședință tuturor și o să rog cabinetul de miniștri, dar și secretarii de stat să mai rămână pe câteva clipe. În rest, tuturor o zi bună!